Angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au demarat controle de specialitate la obiectivele cu aglomerări de persoane din țară. Inspectorii supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au depistat din primele verificări încălcări a regulilor de apărare împotriva incendiilor. În mai multe localuri lipsește sistemul automatizat de înștiințare la incendii, iar pereții și tavanul din preajma căilor de evacuare sunt finisate cu materie combustibilă. Totodată, pompierii au remarcat la mai multe obiective că ieșirile de evacuare sunt amplasate incorrect, iar la unele chiar lipsesc. În urma controlelor, inspectorii întocmesc procese verbale de sancțiune administrativă, iar responsabilii localurilor urmează să înlăture încălcările în termenii stabiliți. În cazul de unor încălcări majore, pompierii inițiază proceduri de suspendare a obiectivelor, iar instanța de judecată urmează să decida asupra permisiunii de activitatea acestora. Pe parcursul a 15 zile, peste 150 de inspectori ai organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor vor verifica 360 de obiective de agrament cu aglomerări de persoane din țară. Sub incidența controalelor vor fi localurile de noapte cu prezența mai mult de 50 de persoane, teatre, cinematografe și săli de ceremonii. Scopul razilor este de a preveni incendiile și situațiile excepționale cu urmări fatale.